Hopa, hopa. Să nu dau undeva în spate. Să ridici geamul dacă tot avem și aer. Dar are cameră pe, da? Pe display-ul ăsta atât de mic? Da, fii atent. Ah, ce tare. Se vede bine. Salutare, prieteni, și bine ați venit. Astăzi, așa, din nou cu noi în mașină se află Nono Semen. Cu care mersi am făcut... că ai venit să mă iei de la radio. Am avut emisiunea acum. Trebuia să vin. Trebuia să vin, da, pentru că trebuia să-ți arăt această mașină. Poți să dorm, că e foarte silențios așa de din primii metri. Da, poți să dorm aici în dreapta, că m-am trezit dimineață la 6 să fac emisiunea și acum... La 6? Da, și acum mi-e somn, e soare. Să nu mai spuneți că e ușor să fii om de radio, că a, gata, ați ajuns unde ați ajuns și gata, vă e da, ușor. Da, Ia uitați, la 6 se trezește omul. Toată lumea aici așa, ce e așa mă greu, vorbești 3 minute pe oră sau da, cât vorbești? Da, da, și restul pui muzică. Și le-am zis, haideți, veniți. Să vă văd. Deschid microfonul, zi, hai. Trebuie bătaie. Băi, da, din tribune totul e ușor. Așa e, așa e, ușor să spui. Da. Bun, deci azi ne plimbăm cu Hyundai i30. Dăm voie să iau o piatră în gură. Te rog. N-am mers niciodată cu Hyundai. Serios? Serios. Băi, dacă nu te faci, să te simți mai bine, pentru mine este a doua oară cu care merg cu un Hyundai. Ah, okay. Am mers doar o dată cu un Elantra, care, da, nu m-a impresionat, nici plus, nici minus. A fost, pur și simplu, o Hyundai Elantra. Dar cu, un dar, mijloc de locomoție. Exact. Atât. Dar asta are niște părți, mi se pare, super bune și niște părți... Vedem. Hai să vedem, da. Exact. Uite, tu, că tot vorbeam noi de camera de marș arier, da, mai devreme, când a început de nicăieri să înregistreze acest GoPro. Uh-huh. Camera pentru marș arier, ai văzut, știi, e foarte mișto. Dar... Te rog, punctează ce mi-ai spus și mie, ce? Legătură cu... A, păi, tot dispozitivul ăsta aici e plantat, înfipt în bord, ar fi trebuit să depăsească un ecran mai mare, adică să fie aici, adică ăsta zici că e mâner, dacă ieșim în off-road, mă țin de el așa, e ok, deci ne clătinăm. Motorizarea asta, 1.4, 140 de cai turbo, benzină. Băi, sunt benzină. Fan benzină, îmi place, sincer. Deci, de acord. Eu sunt fan benzină și îmi place, uite, e silențios în primul rând. Exact. Suntem deja, adică doar un kilometru, primul kilometru pe care l-am făcut eu cu un Hyundai, acum cu nou i30. Ok. Și îmi place că e silențioasă, bine, suntem în oraș, am mers cu 50 la oră maxim, dar... Să știi, uite, că am fost să fac poze. Taci puțin. Bine, acum s-a oprit, start stop-ul. Bine. Dar putem să dezactivăm. Putem să dezactivăm sau ridică piciorul de pe frână să repornească. Uite-l aici. Da. Așa. Liniște și pace. Da, serios, așa chiar, este. Chiar poți să dormi. Adevărat. Stop. Adevărat, mașină făcută pentru oraș. Uh-huh. Tocmai de asta suntem și noi în oraș și aici conducem, pentru că aici este, să zicem, principalul ei public țintă. Da. Tot pentru oraș, revenind la motor, mi se pare că există o mică problemă cu această, cu acest cuplu motor cutie de viteze. Paranteze, această... vreau să salvez un pic planeta, da? Și reactivez sistemul start-up. Sunt perfect de acord. Așa, sunt perfect de acord. Închid paranteza. Motorul mi se pare super în regulă. Uh-huh. Dar cutia asta... Ok. Bine, acum nu s-a simțit. Când o să o conduci tu, o să vezi că la viteze joase, condiții de trafic, de exemplu, 4 mașini în față, se merge bară la bară, București, 2017, să mult trăiești, mai zicem. Ok? Așa, să trăiești. Spre exemplu, când faci accelerări din astea ușoare, când încerci să modulezi accelerația, simți un pic că parcă nu știe unde vrea să fie, cum să livreze puterea și te struncine un pic. Are indecizia aia. Are indecizia, unele, da. Unele cutii automate. Exact, unele. exact. Mm-hmm. Și asta o are, mai ales la viteză joasă, că aici se observă chestia asta. Mm-hmm. La viteză mare, când pui piciorul în ea, nu e nicio problemă. Da, se gândește o secundă, dacă să-ți livreze puterea, după care ți-o livrează. Toți cei 140 de cai nervoși, mm-hmm, veniți din Coreea de Sud. Deci 1.4 are 140 de cai 1, turbo, 4, da? 140 de cai turbo. Asta vreau să zic. Okay. Eu am mai auzit undeva de motorizarea asta. Mm-hmm. Pe Suzuki. Și mă gândesc, oare nu fie același motor? Habar nu am, vă rog, spuneți-ne în comentarii dacă știți. Mie, pur și simplu, eu sunt un mare fan al teoriilor haosului și orice seamănă, ceva trebuie să fie acolo. Deci nu crezi în coincidențe? Nu cred în coincidențe. N-am deci 1.4, 140 de cai, benzină, turbo, e prea... E prea Suzuki? E prea Suzuki, exact. Okay. E mult prea Suzuki. Păi n-ar fi rău. N-ar fi rău, exact, pentru că Suzuki face niște motoare super trainice. Și toată lumea cu care am vorbit a fost super mulțumită de mașina Suzuki, orice mașină, fie că e Vitara, fie că e Swift, fie că e SX4. Suntem niște indolenți. Pentru că? Pentru că azi e zi de maraton, uite, pe aici e închisă circulația pe jumate de bulevard. Oh. Și noi ne dăm cu mașina, când ar fi trebuit să fim aici să transpirăm. Da, dar uite că avem start-stop, avem benzină, nu poluăm mult, deci... Da, pulber nu dăm, deci aia e pentru dieselache, nu? Da, exact. De la dieselache, pardon. Deci n-ar trebui să... N-ar trebui să ne dea cu pietre bicicliștii și maratoniștii acum. Bine, acum hai să vedem dacă trece pe lângă ei. Ce frumos! Ba da, uite aici! Ce...
Și au un motiv în plus să nu dea cu pietre. Ai văzut-o cum arată pe din afară? Da. Și? Da. Îți place? Ba da, îmi place. Trebuie să mă gândesc dacă seamănă cu... Că asta e obsesia noastră. Să mă gândesc să mă mai uit toată la ea. Da. Că ai venit și mai la repede, n-am văzut. Eu știu, o știu mai mult din poze și am văzut pe stradă câteva exemplare. Așa? Să văd dacă seamănă cu ceva. Dar așa îmi place, e îndrăzneț. Mi se pare că aduce puțin a Seed, a Kia Seed. Dar fiind, surori, fiind companii surori, Hyundai și Kia, exact, li se iartă. Din față, mi se pare că are un pic, blocul optic, parcă seamănă un pic cu ce e pe Kia Seed. O să ieșim un pic pe și să ne uităm. Dar în rest, așa, la exterior, mi se pare că arată super bine. Da. Adică, super decent. E coerentă, e ok. Exact. E coerentă și coreană, nu? Exact, coerentă și coreană. Totuși, trebuie să recunosc, mai mult îmi place la exterior i20-ul. Care are sprâncenele acelea cu LED în față și în spate trei ochiuri LED, așa. Mi se pare că arată super, super bine, mai ales pentru banii pe care îi plătești. Mi se pare că arată super, super bine. By the way, câți bani e asta? Cu echiparea asta de top, motorizarea asta. 23.000? Adică ar trebui să... Da? Cam așa. Dar pornește de undeva de la... E bine. 14, ceva de genul ăsta. Oricum, când o să treci tu la volan și o să trec eu în dreapta, adică în curând, o să mă uit un pic și pe fișă să spun exact care e treaba. 14, mă uitasem și găsisem 18, parcă. Depinde, au niște promoții. Au și promoții, ok. Da, de asta, de asta... Asta am văzut, că e o promoție permanentă de 2000 și ceva. Exact, exact. Da. Și asta mi se pare ciudat. Bine, marketing, da. O promoție permanentă, dar marketing deștept și marketing bun și mai ales că e un preț corect pentru mașina asta. Deci, super, să fie marketing într-una. Presupunând că e 23, 24 cât ai zis tu, da, da, zicem da. Așa. Zim ce are pe ea, că știm cu cine se bate. E un i30, se bate cu Astra, nu? Da, exact. Se bate cu Golf-ul. Exact, 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 cu cine exact, se mai exact. Bate? Păi, cu... Ai zis tu mai devreme de Kia, nu? Da, Kia, da, fiind Kia Seed-ul fiind în familia sudcoreenilor, cred că nu prea se bate, adică nu știu dacă își fac singur concurența. Da, da, da. Vorbesc ca și clasă. Da. Ce avem pe ea? Nu știu, cam tot ce ai vrea de la o mașină în zilele noastre. Senzori, cameră pentru marș arier, cutie automată, cutie automată, aer condiționat automat pe două zone, văd. Exact. Avem și tot felul de sisteme de siguranță. Cameră pentru marș arier. Avem un din ăsta, un lane keeping assist, pe care dacă îl activăm ne bâzie volanul când depășim marcajul. Avem și un front collision assist. Pe asta nu știai. Deja văd că și la clasa compactă asta devin așa, da, masturi. Toată tehnologia începe să ajungă și mai Cobar jos. Acolo, da, avem și un front collision assist când ne apropiem prea tare de mașina din față și mai ales dacă suntem pe accelerație. Exact. Bip bip și frână. Exact, bip bip și frână, adică nu e doar bipul. Tempomat. Avem și trip control, avem, nu știu, sistem de infotainment, avem aici auxiliar, USB. A, știi ce mai avem? Stai, că mi-mi place să lovesc așa. Și să vezi unde se aude nasol. Da, să văd dacă vibrează nasol, telefonul tău nu se strică dacă fac așa. Nu. Așa, să le mai pipăi, să le mai ciupesc. Dar trebuie să recunoști sânge asta. Dar trebuie să recunoști că în mare parte nu e nasol. Adică nu. Chiar dacă e plastic pe aici, e un plastic super dur. Adică dacă pești pe el nu fuge. Aici jos ce e drept lângă maneta, lângă levierul de viteze. Da, e mat, e ok, nu e lucios. Da, exact, așa. Exact. Asta de pe ușă de aici e discutabil, dar nu e insuportabil. Discutabil, dar iertabil, exact. Da, da, da. Și plus că zonele principale de atingere sunt în regulă, adică pe aici, pe volan, unde pui mâna, sus pe uși, unde pui mâna de obicei, unde te... Sus unde... pe bar! Se vede că vei de radio. Da, la emisiune, da. Toate zonele astea par a fi în regulă. Da. Și îți mai spuneam ce mai avem pe ea. Am zis de sistem de info, Bluetooth, conexiune Bluetooth. Băi, asta e ok, uite, asta vreau să spun. Țineți ideea. Da, să fac o paranteză acum. De ce oare, și poate ai tu un răspuns că eu nu l-am găsit. Deja toate mașinile și inclusiv începând cu clasa mică au Bluetooth pe ele, da? Da. Modelele 2017-2000. Da. Deja de câțiva ani buni, de fapt. Exact, mașini. Exact. Băi, și cu toate astea, ai noștri în trafic stau cu telefoanele la ureche. Explică-mi și mie cum e posibil. Și am văzut, fii atent, singuri în mașină și cu mașini de clasă superioară, de la 50-60 de mii de euro în sus. Băi, invariabil cu telefonul la ureche sau cu el vorbind așa. Cred că e o selecție naturală care se întâmplă aici. Și sunt nedumeri, adică nu înțeleg. Da, cred că e o selecție naturală. Că e atât de comod și de mișto pe Bluetooth. Exact, și, exact. Repet, sunt oameni care conduc singuri, mai nu se zice că mai e cineva și mama să nu mă audă. Da, da, da. Deși nici atunci nu e ok să faci asta, sub nicio formă. Exact, exact, exact. Dar când e singur, care-i șmechirea să mergi cu... Să le zic acum?
zile, hai. Bă, să mergi cu șeptarul, să mergi cu Cayenne-ul, să mergi cu ESO și cu telefonul la ureche. Adică aia e barosoneala, că nu înțeleg, nu? Aia e barosoneala, că trebuie să vadă lumea ce telefon ai. A, că da, tot suntem acum pe o, pe o zgură unde tocmai s-a ras, s-a decopertat drumul. Așa. Și acum o să luăm în dâmbuleț din ăsta, unde nu mai e decopertat. Să vedem suspensia. Suspensia, nu? Wow. Super în regulă. Wow, da. Super în regulă. Da. Adică nu, șocul nu. Exact. Și exact. Nu lucrează zgomotos. Și cred ce că e mare lucru. Ea are undeva la 1380 de kilograme, la fel trebuie să mă uit exact. Ceea ce o masă normală. Exact, îi dă un pic de masă ca să nu fugă de colo-colo, dar în același timp nu e nici prea grea încât să spui că e un consum nasol. Adică eu acum sunt la 7,4. Bine. De dorit e să fie cât mai ușoară. Normal, normal, orice mașină, adică 7,4. Da. Am condus, am condus în mare parte în oraș, dar am făcut și un drum, de aici până la Marea Plăsia. 130, nu? Ca pe autostradă. Ah, okay. Nu, dar așa la depășiri de maraje, adică ai mers mai sportiv, Nu, 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 am mers normal pentru că din cauza din cauza acestei cutii nu prea vine să deci merg. Deci zicem sportiv la un ok. Văd că aici ai cu cutia, o să văd și eu. Da, o să vezi. Da. Eu am ceva cu cutia asta. Bine, mie nu-mi plac automatele, dar asta mi se pare că tot mai. Nu-ți plac automatele. Hai că trag pe dreapta și te urci tu la volan aici. Hai, deci ai mers, să zicem, în 80-90% urban, nu? Da, 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 da. Trafic de București obișnuit. Da. Păi 7,4 în condițiile astea. Nu e super ok. Rău deloc. Exact. Este foarte bun. Exact. Tot ce este sub 8 pentru o mașină pe benzină de 140 de cai în exact. Exact. Man, e super în regulă. Adică de ce ți-ai mai luat diesel? Pentru... Asta este și întrebarea mea. Pentru că deja au cuplu astea de la turații mici. Au... Exact, exact. Nu înțeleg. Rândul tău. Da. Ok, poate-mi răspuns de ce ți-ai mai luat diesel în condițiile astea. Dacă ești fan, adevărul că dacă devii fan diesel și ești înrăit, captiv, da, e da, complicat da. Să explici unui fan ești diesel. Ești captur. Da. Du-te în aibă. Okay. Bun. Ce ciudat e pus scaunul ăsta. Da, de ușă trebuie să tragi un pic mai tare. Da. De ce? A fost bușită? Știi că alea care a fost bușită închis mai greu. Nu așa. Cred, nu, dar cred că pur și simplu trebuie să tragi un pic mai tare. Da, ok. Așa. Ce zice? Așa face de fiecare dată. N-am să înțeleg în viața mea de ce bipă e de 5 ori când pornești mașina. Așa face de fiecare dată. Și dacă m-am enervat. Și dacă pornesc cu centura pusă, tot așa face? Nu știu. Hai să încercăm. Ok. Ce, nu știe să nu? Ia, zi. Nu, ia, încearcă să deschizi ușa mai întâi ca să fim siguri că s-a închis pupitor de bord și tot. Scoatem și cheia un pic. Da. Ok. S-a terminat animația. Și acum ia, să vedem. Acum nu mai face. Deci asta era? Voilà. Că trebuie să-ți pui întâi centura. Da. Deci eu o pun după și de asta țipă. Tot este enervant, trebuie să recunoști. Hyundai te-am făcut. Am rezolvat enigma. We just hacked a Hyundai. Ok. Ok. Te rog, de aici încolo, îmi place asta. Îmi place că avem frână de mână normală, cu levier de care tragi și nu buton. Deja concurența are pornire la buton. Și asta e adevărat. Da? Și asta e adevărat. E un confort pe care ți-l dă... Că nu mai stai tot timpul să scoți cheia, bag cheia, o ții în buzunar și gata. Exact, nu? Așa este, așa este. Zic și eu. Da, de acord. Nu știu, acum știi cum sunt. Sunt oameni care le place mai clasic, așa. Stai să-mi fixez și eu una alta pe aici. Da, oglinzi electrice. Da, să văd cât de intuitive sunt comenzile, pentru că e prima oară când mă urc la volanul unui Hyundai și atunci trebuie să văd pe stilul exact. Corean. Exact, încearcă și vezi. Da, ok. Totul e în regulă, oglinzi mari. Da, oglinzi mari, vizibilitate. Exact cum vrea Uniunea Europeană. Bine, ne-am pus și Andura, suntem bine. Nu mai țipă nimic la noi. A, se înfige ok. Da, dar știi ce? Da. Hai să luăm înainte spre rond. Înainte, da. Și în rond să încerci un pic să o accelerezi când iei curban, când iei rondul. Să vezi cum stă un pic în curbă, pentru că acolo mi se pare mie că e o chestie super bună la mașina asta. Ah, nu ți-am arătat ceva. Lângă levier ai un buton pe care scrie Drive Mode. Te rog, apasă-l. Ia să apăsăm butonul. Ce ți-a apărut în bord acolo mic în dreapta? Eco. Eco. Mai apeși încă o dată? Eco. Sport. Sport. Deci câte sunt? Câte moduri? Nimic, normal. Eco Sport. Ok. Și e să merg pe sport, nu? Da, încearcă pe sport. Mm-hmm. Ai și niște padele aici pe care nu-ți recomand să le folosești. De ce?
Bine, folosește-le. Ok. Eu, din nou, sunt adeptul că mașina asta, al faptului că această mașină e făcută pentru oraș și n-au treabă padelele, n-au treabă... Când dau din padele, preiau ele automat, nu? Da, exact, exact. Că avem verde, dar avem, noi avem verde, dar avem și pietoni, da. Pietoni pe trecere care sunt așa bulversați. Ha? Ha? Trebuie, da, dar se duce mișto. Se duce ok. Vreau să văd la dacă retrogradează ok. Uite, vezi? Asta aici, zic cutia. Da, asta da, zic da, cutia, vezi? Ai văzut cutia? Da. E... Ori are un ambreiaj prea moale și simt, nu, trebuie să, nu știu. Cred că e totuși genul ăla de cutie automată japoneză. Care are tot timpul cum e CVT-ul de la Toyota, da, exact, da, cum e CVT-ul care e care întâi, deci urlă. Și după aia strigătul de luptă, strigătul de luptă. Te avertizează, o să avem la un moment dat regim sport. O să mergem și mai tare, dar mai stai puțin. E, uite, aici dai un pic mai tare în rondul acesta. Sigur să garul era și să-mi spui ce simți tu din bine, dacă domnișoara. Mi se pare că e super intuitivă. Da, este foarte bine. Mi se mai, pare că mai fac tot așa pe aici? Super intuitivă ca direcție. Adică, spre exemplu, eu ieri... Direcția este ușoară, e pentru urban, în general. Da, da. Dar cred că pe măsură ce prinzi viteză se întărește exact de tare încât să-ți dea... Exact. Deci că acum suntem pe sport și direcția tot molicică așa este. Nu e păstoasă. Exact, nu exact, e, exact. Au, stai că a rămas aici. Da, ok. Să și plecăm totuși. Da, cu siguranță. Da. E cum ai vizibilitatea în dreapta spate? Eu da, numesc asta testul de foc pentru vizibilitate, pentru că aici mi se pare că e cea mai nasoală intersecție când trebuie să dai prioritate celor care vin din afara da, acestei intersecții care nu e un sens giratoriu și trebuie să vezi foarte bine în dreapta spate. Da. Și a fost ok? Ai putut să vezi? Da. Pentru că, spre exemplu, cu Toyota CHR eu n-am văzut nimic. Pentru că are niște geamuri în spate foarte mici. Atât sunt geamurile în spate. Da, tot aici în HL nu mai ai ce să mai spui, pentru că e atât de mișto. Da, exact. Exact, exact. E un fashion statement. Exact. E un fashion statement. Nu te mai lăși de vizibilitatea aia aproape inexistentă. Poate. Stai să caut exact fișa mașinii și să îți spun exact prețul. Pentru că asta mă interesează și pe mine. A, uite, vezi? Bine, ai simțit-o? Ai simțit da, cutia? Da. Are niște ezitări din astea, adică exact. Băi, să mă bag, să nu mă bag, exact, numai așa exact, e. Exact. Și problema este că se întâmplă la viteze joase și în oraș, oarecum, aici ai nevoie, pentru că e vorba de accelerație în oraș, de, da, într-un fel, să te bagi, să pleci de la semafor, să... Da, da. Aici ai nevoie de chestiile da, astea. Și, ai nevoie și de fluența aia, să meargă intuitiv, așa, adică exact, să curgă, nu să te... ok, te poate surprinde. M-am înșelat amarnic. Prețul cu promoție, cu tot cu TVA. La fix exemplarul la ăsta. La fix exemplarul ăsta. Și culoarea asta roșie. Și... E mișto roșie. Culoarea asta roșie? Nu știu sigur dacă e și culoarea asta roșie. Bine. Dar... Nou... Da. Nouă ne trebuie gri. Nouă ne trebuie gri? Pentru... 19.579 de euro. Ai, mă! E super bine. E super bine. E sigur că e doar atâta? Pe bune. Bine, nu sunt puțin bani, dar hai să recapitulăm. Da, să recapitulăm ce avem în toată chestia asta. 19.000 sunt mulți bani pentru o mașină compactă, dar adevărat, nu sunt atât de mulți cât sunt și în cazul altora. Gândește-te că asta e topul, pentru da, că ea pornește de la... Stai că am și cu asta pe aici undeva un print screen. Hai să dau și pe eco să vedem. Pornește de la 14.000. Cu tot cu TVA și cu promoție și cu tot ce trebuie. I30, 1.4, 100 de cai, 5 manual, 5 trepte manual. Dar au și o variantă, au și o versiune de 1 litru, cumva? Asta n-aș ști să zic. Asta n-aș ști să zic, un 3 cilindri din ăla? Nu știu, parcă am văzut că au și o versiune de 1 litru, s-ar putea să mă înșel eu, s-ar putea să fie vorba despre acela, dar parcă Hyundai I30 văzut. Chiar nu știu, dar asta poate oricum, mie îmi da, place mult motorul ăsta. Și dacă ar fi chiar cel de pe Suzuki, atunci ar fi incredibil cu o cutie manuală. Este foarte silențios. Da, exact, e, exact. E economic. Uite, 7,4 80-90% urban condus. Exact, exact. Foarte bun consum. Exact, excelent. Exact, exact. Și pe lângă toate chestiile astea, aseară în spate am cărat 3 persoane care au stat, na, exact da, ca într-un Opel Astra sau ceva din această clasă, adică 3 persoane nu foarte voluminoase. Care au stat super în regulă.
Port bagajul la fel exact cum ar avea un Opel Astra, un Golf, la fel de mare. Deci nu văd prea multe minusuri ale acestei mașini. Știi ce aș fi vrut, ce mi-ar fi plăcut să aibă? Șezutul scaunului mai lung un pic. A, nu, să poți regla și partea aceea de, am înțeles. Cam scurs șezutul și asta te afectează la călătorii mai lungi. Da, așa este, devine un pic, devine un pic greu, așa este. Îl simți, nu? Că am simțit-o și eu un pic când am fost ieri să fac poze. Am fost undeva spre Moara Vlăsia, pe lângă București. Și am simțit un pic chestia asta, așa este. Așa. Dar, eu vreau să revin la chestia care îmi place foarte mult la mașina asta. Yes. Și anume direcția, șasiul și modul în care ea se manevrează. Pentru o tracțiune față este super, super, super tare. Mi-a adus aminte chiar de prima mașină cu tracțiune față de care m-am îndrăgostit, și anume Seat Leon FR. Mi-a plăcut foarte mult mașina aia și direcția și dinamica șasiului ăsta îmi aduce un pic aminte de mașina aia. Mi-a plăcut foarte mult mașina aia. Și stau și mă gândesc. Se tot zvonește de vreo câțiva ani că Hyundai va scoate o variantă sportivă, sportivă așa, a i30-ului, care se va numi N. i30. N venind de la? Cred că grupa de raliu unde ei concurează, grupa N. Cred că de acolo vine. Nu știu exact, dar cred că de acolo vine. Pentru că ei sunt destul de bine pe raliu în ultima vreme, bine cu i20-ul mai mult, dar sunt sigur că ADN-ul poate fi transportat și pe i30. Exact, și pe i30. Da. Și eu cred că dacă cei de la Hyundai ar avea curajul să facă varianta sportivă a i30-ului așa mult mai apropiată și să se ia în piept cu GTI-ul, cu Opel Astra GTC, cu sau OPC, cu toate astea din clasa ei, cred că ar putea chiar avea un pic de succes dacă din nou ar menține prețul un pic mai scăzut față de concurență, cum îl au și acum. Da. Dacă ar menține un preț un pic mai scăzut, cred că ar fi un super hit. Altfel, să nu se umfle în pene, asta e tot. Pe lângă, da, pe lângă asta, echiparea bună pe care o oferă, în general, coreenii. Da. Încă de la modelele de bază. Ok. Ei mai câștigă mult și cu garanțiile foarte mari pe care le oferă. Însă asta a fost senzația mea. Bun, e stilul oarecum și japonez, nu? Vin cu o echipare destul de bogată. Da, da, da. Nu da, neapărat da. Pe varianta de top, adică nu trebuie să-mi iau vârful. Ca să am multe chestii, da. Bun. Da. Dar știu că în ultimii ani coreenii au dat și niște, oferit niște garanții foarte mari. La asta cât este? Cred că... Dacă o să mă uit din nou pe acel... Nu știu exact la Hyundai, la i30, dar știu că la un moment dat Kia parcă 7 ani la anumite modele. Asta știu și de 7 ani, dar vreau să mă uit din nou să mă sigur Hyundai. Da, în fișa mașinii nu am scris chestia asta. Da, nu e problema. Am scris cât costă. Da, eu oricum cred că minim 4-5 ani dau. Oh, nici nu se pune problema. Nici nu se pune problema. Nici nu se pune problema. Și mai îmi place. Și băi, că lumea e super mulțumită de ele. Am avut un coleg care a avut două fiabilitate. Exact, a avut o Kia Ceed, după care și-a luat un i30, după care și-a luat un Tucson. N-a avut cu niciuna nicio problemă. Pur și simplu așa a vrut el să le schimbe. Asta este foarte, foarte important. Da, foarte important, pentru că dacă ai o mașină care îți place foarte mult. Am bățit-o eu. Îți place foarte mult mașina. Îți place foarte mult și felul în care merge. Okay. Îți plac foarte mult motorul, cutia, feeling-ul pe care ți-l transmite. Okay. Păi, dar este foarte fragilă. Se strică foarte des. Și te obosește. Vrei să-mi spui cu ce mașină ai pățit asta? Crede-mă, nu vreau să spun asta. Îmi spui după ce o prin camera? Da, o să spun după ce, ca să nu pară un atac direct. Ah, okay. Dar îmi stă pe limbă să spun cu ce mașină pățesc asta. Deci e atât de mișto din multe puncte de vedere. Foarte multe puncte de vedere, că asta m-a și convins să o iau. Așa? Băi, dar se... Și am luat-o nouă. Ah, ok. Da, se strică niște lucrurile aia, niște chestii, dar nu-ți vine să crezi, zici, nu se poate. Și adică e cu pretenții modelul, nu e? Am înțeles. Și nu e să zici că sunt cel mai proști șofer din lume, știu să merg o mașină. Da, că nu mi s-a stricat niciuna cum se strică asta într-un rim din ăsta, așa. Am înțeles, alert. Wow, alert, da. Și lucrul la care nu te-ai aștepta la puține ani, 24.000 de kilometri cu ea. De bune? Da, într-un an de zile și au picat niște lucruri de zici. 24.000 de kilometri? Asta nu e mult deloc. Nu. Și zice așa. Da. Ok, serios, am înțeles. Să o vând, deși îmi pare rău, ți-am zis, îmi place foarte mult. Da. Da.
obositor toată ziua, telefoane, service, garanție. Normal. Cea mai picat. Da. M-am prietenit cu toți de la service. Cunosc. E uite, când mă văd care e care mai e baiul acum? Ce mai picat la ea? Și oh, ne revedem. Era dor de voi. Iată, iau. Mă sun când e gata. Da. La Hyundai, revenind, colegii da. Pe care eu îi știu, prietenii pe care eu îi știu care au avut așa ceva, au fost super mulțumiți. Și obțin tipul ăsta care, de care zic și care a avut 3 din acest concern, Hyundai, Kia, care sunt companii surori, el e super mulțumit de ele și va rămâne în familia lor foarte multă vreme. Uite, pe măsură ce merg, începe să-mi placă așa, știi, ca feeling. Merge pe aici prin oraș, nu e foarte aglomerat astăzi, e ok. Pentru că e relaxantă, da. Dar în același timp parcă te și ține un pic, nu neapărat montat, dar... Știi că ești la volan. Nu te adoarme, nu te... Din nou, mie îmi place foarte mult cum se simte șasiul. Eu remarc o oarecare... Bine, cred că m-am și obișnuit cu a mea care filtrează bine la una dintre calitățile ei, pe lângă celelalte milioane de defecte pe care le are. A mea filtrează foarte bine și denivelările scurte. O mașină de clasă compactă obișnuită, cum e asta, are o anumită... Adică transmite cumva înăuntru, în interiorul mașinii, faptul că a trecut peste o denivelare. E și din cauza ampatamentului scurt, cred. Da, exact. Și atunci am simțit-o așa, dar pe denivelările astea mai lungi, mai puțin bruște și da. Nu neapărat foarte proeminente, filtrează bine, adică da. E foarte soft așa. Da, nu e așa, adică până la urmă e așa, e chiar o plăcere să o conduci în oraș. Da. Nu e nimic să zici că, oh, Doamne. Da. Am pățit eu când am condus Renault Clio RS. Ce s-a întâmplat cu Renault Clio RS Trophy? Superbă mașină, 220 de cai, hot hatch, tot ce vrei, cutia automată, dublu ambreiaj, 1.6, 220 de cai. Ai condus-o recent acum? Cu vreo, nu știu ceva, 2 luni. Și am condus-o prin oraș și la cea mai mică linie de tramvai simțeam că mi-ajunge coloana vertebrală undeva sus aici. Da. Da, nu sunt mașini de mers toată ziua cu ele sau da, zi așa de este. Day by day pentru că sunt trebuie să fii, nu știu, să iubești chestia asta și să treci peste faptul că te zdruncină și să-ți placă atât de mult că e sportivă încât să nu mai exact. Da, să fii atent. După ce faci această demarare, după ce facem această liniuță, cu noi înșine, cu maxima viteză de 60 km/h peste pe calea Victoriei. Așa. Am condus, nu o să zic nume de branduri din nou ca să nu atac. Da, am zis mai de, să nu zicem de rău. Alte branduri. Chiar și din partea germanilor, chiar și din partea francezilor. Deci nu doar la francezi mă refer. M-am condus multe mașini și la majoritatea am găsit următoarea problemă. La plafonier aici există loc unde îți pui ochelarii. Nu știu cum, dar toate, când apăsai pe plasticul de la plafonieră, flexa foarte, foarte mult. Sau zgâlția. Aici parcă nu e cazul. Da. Nu e cazul. Da, e bine închegat. Exact, nu e cazul. Da, și nu zic că asta e o chestie definitorie pentru o mașină. Hai, am claxonat, dar era verde și stăteam în spatele lui, nu pleca. Da, că nu pleca nenea, da. Mie nu place să claxonez, a fost așa un gest, îmi cer scuze. Oricum, claxonul e foarte amuzant la mașină. E un pic așa, e un tit așa mic. Da, e un tit. Da, nu e foarte amenințătoare, așa că e în regulă. Da, m-am temut că a dormit cel din față la... Da, în fine. Putea să și doarmă. Putea să și doarmă. Dar scaunele cum ți se pare? Pentru că mi se pare că au un pic de suport lombar foarte... Vezi ce zic? Mi se pare exact. Super. Foarte bine încercat. Și știi unde mai dau eu? Da. Cu pumnul în mașină ca să testez. Uite, asta este. Iar panoul ușilor este un indicator la cât de închegată și de bine construită e mașina. Okay. Sunt unele care tot așa flambează. Exact, atunci, exact. Zici că e un plastic din ăla care mai împinge un pic să rupe. Adică e foarte cheap. Da. Asta? Asta prezintă bine, da. E dur, dar nu are... Nu flexează. Oare se supără ăștia de la Hyundai că dăm cu pomul mașina lor? E verde. Nu eu acum să nu fiu claxonat. Cum ți se pare sistemul start-stop? Pentru că mi se pare un pic leneș. Nu mi-am dat seama. Uite, că acum că mi-ai atras atenția, o să fiu mai atent. Ok, mi s-a părut că... Mie mi se părut un pic leneș, adică... Din nou, cred că nu e din cauza start-stop-ului, din nou cred că e din cauza cutiei, pentru că... Ești cu piciorul pe frână, ridici piciorul de pe frână și când apeși accelerația, mai durează un pic. Da. Și nu cred că e din cauza start-stop-ului, cred că e din cauza cutiei. Ideea principală, vreți și un Hyundai 30 manuală. Ai mă, distrugi miturile aici. Mi le desfințez. Eu prefer totuși automat. Uite chiar și asta așa cum e imperfectă ea. Da. Că e clar că și amândoi am sesizat foarte repede care ezitările și imperfecțiunile. Eu prefer pe asta automat.
sincer. Crezi că... Pentru ușurința... Pentru consumului de, legeritatea... Condusul de zi cu zi? Da, pentru legeritatea. Conduc mult, eu conduc mult în oraș. Sunt zile în care fac și București. Da, da. Și 100 de kilometri, deci așa și acolo, da. Și, ca da. Să înțelegeți, 100 de kilometri în București înseamnă... Poți să stai și 5 ore jumate efectiv în trafic. Înseamnă, nu știu, un lob parietal lobotomizat, o grămadă de pastile de nervi luate. Iată de ce în condițiile astea, cred că, nu? Cutia automată te mai ajută să mai scapi un pic de... Adevărat, adevărat, așa este. Aici pot să înțeleg. Da. Cum mergi pe volan? Mm-hmm. Multe butoane pe volan. Da, dar sunt destul de clar. Exact, clar și simplu, puse în stânga și în dreapta. Ai și scaune încălzite? Am și scaune încălzite. Și am ai și volan încălzit? Am și volan încălzit. Băi, dar afară sunt 22 bun. De grade, deci ce? Da, da, uite, la iernile din România e foarte bun volan încălzit, mai ales pentru mâinile fine ale unei domnișoare sau doamne. Da, dar... Și chiar și pentru noi ăștia mai simandicoși. Da, da, eu mi-am luat mănuși de condus. Așa că sunt într-o altă ligă. Da, înțeles, sunt într-o complet joc dur. Nu, nu mai. Bine că să conduci unii 30 automat și să ai mănuși de condus, cred că e exact ce trebuie, exact ce trebuie. Deci masculul feroce. Masculul feroce în trafic care claxonează, sau nu? Da. Singura omisiune, să zicem așa, ar fi că nu avem scaune electrice, dar nu e grav. Adică ți le pui odată și aia a fost. Te mai mobilizezi tu un pic. Te mobilizezi, da. Mișcare. Ce mi-a plăcut, că asta voiam să zic și uitasem, sistemul start-stop de care tu ai zis că e un pic cam... Da, leneș. Îmi place că e discret. Adică momentul în care motorul repornește e foarte, foarte finuț. Foarte. Asta e chestia, diafan. Că e, mi se pare că e prea finuț. A, nu, așa trebuie să fie, crede. Serios? Crede, am avut eu diesel cu start-stop și mașina mișto, tare, adică... Așa, din nou mașină mișto? Nu, alta, nu asta. A, ok. Asta, pe care se strică acum pe benzină. Aia diesel, băi, dar la repornire, deci mă dispera. Și cum merg mult în oraș, se întâmpla asta cu pornirea și repornirea de sute mii de ori. Ok. Avea o zdruncinătură permanentă. A, ok, am înțeles, am înțeles. Și e obositoare dacă o faci des. Am înțeles, am înțeles. Aici... Asta nu simți. Ok, aici nu e cazul. Uh-huh. Și cred că le-am cam am trecut prin revistă cam tot ce. Sistemul audio în regulă. Frumos, da. USB auxiliar. A, asta voiam să zic. Aici este un simbol care arată ca un O tăiat de un I. Da. Vine de la oi. Oi. Da. Da, sau vine de la ci. Există un sistem wireless. Sunt anumite telefoane care se pot încărca wireless. Da. Le pui pe un încărcător wireless și se încarcă. Telefonul meu nu are asta, nici al tău nu cred, dar sunt unele care au asta. Să zicem, nu știu, Samsung. Dacă pui telefonul, nu face reclamă, scuze. Dacă deci iPhone n-are Samsung, ca să fie clar, nu? iPhone n-are, Samsung are, deci ale noastre. Praf. Dacă pui telefonul cu care se poate încărca wireless, îl pui acolo, se încarcă wireless. Da, pe inducție. Exact, pe inducție, foarte pentru că acel OI vine de fapt de la Qi, wireless Qi charging, de la asta. Asta e, să zicem, standardul, wireless Qi charging și încetișor. Da, sunteți pe roșu, mai copii. Sunteți pe roșu, mai copii. Cu trotinetele pe drăgea de pieton pe roșu. Așa. Nice. Și dacă ai un telefon care se poate încărca prin inducție, îl pui acolo și se încarcă. Nu mai ai nevoie de fire, nu mai ai nevoie de nimic. Și am văzut foarte mulți oameni care au telefoane care se pot încărca. Condiția să aibă telefonul opțiunea asta, nu? Da, exact. Și motorul să fie pornit. Și motorul, contactul pus cel puțin. Contactul pus, mai corect. Contactul pus cel puțin și apoi îți încarci telefonul wireless. Uh-huh. Adică, câte mașini în banii ăștia mai oferă chestia asta? Da, are foarte multe. Da, da. Mai când mi-ai zis de când am văzut volan încălzit, totuși. Da, adică da, sunt da. Niște amănunte, niște detalii care îmbunătățesc mult viața. Exact, exact. Adică simți că, da, am dat o sumă de bani pe care puteam să dau pe altă mașină, să zicem de fabricație nemțească, pentru că foarte mulți pe germani merg. Da, puteam să dau banii aia pe o mașină de la germani, dar uite, am dat pe mașina asta și am plecat de la semafor repejor. Da. Și a fost totul super... Ne limităm așa că depășim viteza după aia. Da, dar încă ești în Eco. Da. Da, dar uite că și în Eco are viața în ea. Da, am văzut și eu că fie Sport, fie Eco, nu văd mare diferență. Poate doar optimizează, să zicem, fluxul de aer condiționat. Eventual să mai ține din turații. Da, intră start-stop-ul mai mult, mai des. Da. Adică aici cred că o lucrează, că așa comportamentul
nu știu că n-ar fi, eu nici nu am mers mult ca să-mi dau seama. Am mers eu un pic, nu e mare brânză. Păi a progresat foarte mult cu coreenii, deci Hyundai a face deja niște mașini foarte apreciate. Am tot citit și review-uri. Da. Am tot văzut și acum na, e prima oară când și conduc. Dar lucruri bune se spun despre ceea ce... Și toate sunt spuse pe bună dreptate. Adică da, uite-te și tu câte chestii avem în mașina asta. Da, sistemul de infotainment nu are cel mai tare ecran din lume. Și cel mai tare este că sunt și fiabile. Exact. Adică nu e că doar ți-am pus foarte multe chestii, dar știi că oricum se strică, vai de mama. Exact. Pică, nu. Exact. Și zicea de sistemul de infotainment? Da, în ciuda faptului că nu este cel mai tare ecran din lume, ca pixel și așa, ai tot ce trebuie. Bluetooth-ul este acolo, USB auxiliar avem mai jos, deci avem, putem să facem și asta. Se aude bine și suntem pe YouTube, deci nu o să pot să pun muzică pentru că vom fi prinși de poliție. De poliția YouTube-ul imediat, dar credeți-mă, se aude în regulă sistemul ăsta, chiar se aude foarte bine și am dat și o bas un pic mai tare că, na. Păi trebuie, da. Trebuie să. Prima chestie, la jumate în altele și basul sus. Cred că scrie în carte acolo, când te uși la volan, trebuie să spui centura, să dai basul mai tare și apoi să duci cu mașina. E o chestie pe care trebuie să o faci. Da, așa? Eu aș fi făcut display-ul ăsta mult mai mare. Da, adică ok. Adică să se apropie de mărimea ramei. Ok. Că rama e mișto. E ok, e în trend cum se poartă acum în fit în board, știm cu toții, da. Sunt modele premium care au așa, dar exact. În momentul în care îl vezi pe ăsta aici așa amărât, micuț, fleșcăi. Ah, am înțeles, știi, am înțeles. Atunci, da. E intuitiv sistemul. Da. Adică ai apăsat pe telefon, te întreabă dacă vrei să conectezi un telefon imediat, setări super repede. Adică dacă tu l-ai făcut cu touch, dă jos butoanele astea, renunță naibii la ele și bagă-le nu, toate aici. Nu, eu sunt complet de acord cu butoanele. Sunt complet de acord cu butoanele nu pentru că... Nu mai pentru că, și-ți spun și de ce, uneori ai nevoie să controlezi sistemul de infotainment în mers. Chiar dacă nu este recomandat și știm toții că nu e bine, că nu trebuie să ții privirea de la drum, uneori faci asta. Da. Și pentru că faci asta, ca să fie mai ușor, simți mult mai ușor la mână un buton tactil, hardware, știu, ca să zic așa, da. Decât pe touchscreen. Buton fizic. Buton fizic, exact. Așa că nu. Spre exemplu, am condus, din nou, revenind la Toyota CHR, și avea la fel ecran, sistem infotainment, ecran mai mare și toate butoanele erau capacitive. Erau perfect drepte pe ecran, știi, dar capacitive. Ca la telefoanele la Samsung, să zicem. Da. Și nu fac reclamă la Samsung, da, am un Sony. Deloc. Ca la Samsung. Ai condus și un Samsung cu? Și nu simțeai butoanele în mers, era foarte greu, adică chiar mai tare te concentra, mai tare atragea atenția de la mers când încercai să faci ceva pe sistem. Așa că prefer butoanele astea. Nu mai ușor așa. Da, ok, înțeleg ce zici, dar măcar să le mute de aici ca să facă naibii loc de ecranului, display-ului, da, să le puneți-le în altă parte, nu? Ok, de acord cu tine. Da? Și uite, acum avem și aerul condiționat. Da. Ai mers și un pic mai tare. Este la 7,5. Da, ca și, un pic, ca și consum. Ne-am și fățâi pe aici. Ne-am și fățâi pe aici, da. Deci nu e... Nu. Nu e deloc grav. Nu e deloc grav, nu e deloc grav. Nu e ok. Doar că, e adevărat, la viteze mari, asta am încercat eu ieri și va trebui să mă crezi pe cuvânt, la accelerații din astea, mă refer la depășiri, spre exemplu, între 90 și 130. Eu aici încerc să văd accelerația unei mașini, de la 90 până la 130, ca pe autostradă, când faci o depășire, să vedem cum se comportă pe accelerație. Acolo rămâne un pic fără suflu. Pentru că... Intervalul ăsta, când ai treabă cu ea? Nu doar intervalul ăsta, dar oarecum din mers. Din mers, în măsură ce ești la o viteză destul de mare, cum e 90 de km pe oră, când pui piciorul la fund și vrei să ai o viteză și mai mare. Da, dar asta e tot din cutie. Tot din cutie. De acord cu tine. Nu, cutia nu extrage din motor potențialul. Sunt complet de acord cu tine, nu. Așa este. Ea la 1.440 de cai. Ar trebui să, dacă e cutia bună, ar trebui să fie super, să pună puterea super bine pe șosea. Și atunci cred că cel mai bine ar fi, dacă vrei să te convingi de asta, să iei și o versiune manuală. Și acolo ai o imagine foarte clară. Eu vreau să zic așa. Te-ai edificat. Hyundai, dacă faceți variantă N sau sportivă sau cum o să o numiți voi, al lui i30, să nu îndrăzniți să nu puneți o cutie manuală.
ați fost avertizați. Sau măcar puneți una cu 8 drepturi de la CFO sau 6, 7. Puneți una de N, una după alta acolo la... Dacă tot faceți N, băgați și un M. Ce mare șmecherie. Da, deci cred că am cam... Da, direcția pentru trafic urban și pentru circulație, pentru zicuzarea de zi cu zi, da, în regim urban este senzațională. Deci este direcție ideală, pentru că e așa trebuie să fie în oraș. Exact, exact. Foarte docilă, foarte, da. Dar repet, nu este fleșcăită, nu e păstoasă cum am mai pățit-o cu atât. Asta mi-a plăcut și mie, că exact, are ceva. Și mi se pare că asta e principala caracteristică a lui i30 benzină. Ne-a claxonat domnul? Da, ne-am claxonat că noi vrem să... Da, putem să mai dăm o tură și ne întoarcem. ADN-ul există aici, uh-huh, pentru a exista acea variantă N, pentru a se face acea variantă N. Da. Așa că atunci, oricând sunteți gata, Hyundai, noi suntem gata. Abia așteptăm să mergem pe circuit cu i30. Să nu, da, să o rupem puțin. Vedem ce poate, ce știe. Bun, o cam încheiem aici? Da, uite, să dau și eu în avarie aici, că încerc să las pe domnul cu... Da, ca să parcăm noi locul lui. Plece, da, ca să parcăm noi locul lui. Locul aici la umbră. Mă, s-a făcut și cald afară. Cam asta a fost. Verdict, ne place. Ne place. Ne place. Cu mențiunile și cu observațiile și cu amendamentele pe care le-am lansat spus deja, da? Exact. Pentru că, păi, frumos, regulamentar, în spic. Ce parcare, mai vrei, da? Ce mai vrei. Îmi pare rău că n-am găsit una din aia ca să facem parcare laterală cu spatele, să folosim și ecranul, capacitățile camerei. Capacitățile camerei. Da, capabilitățile. Capabilitățile. Bun, deci, cum am spus, în principiu ne cam place, cu amendamentele aferente. Uh-huh. Și ce mai? Ne vedem la versiunea N. Pe circuit? Pe circuit. Direct, nu? Pe circuit. Ok. Frână de mână, ia. Și vreau, s-auzim zgomotul ăla glorios. Și vreau să le mai spun celor de la Hyundai, da? Care sunt convins că ne urmăresc acum cu sufletul la gură, să pună naibii un buton de pornire, oprire. A, da? Adevărat. Ai, pe bune, 2017. Adică e trecut deja 2017, măcar la facelift. Măcar la facelift. Peste 2 ani jumate, 3, să-i pune și un buton. Ia, ia, încheiem cu acest sunet glorios. Deci de la frâna de mână, nici de la el, nici de la mine. Ce îmi place când văd o frână de mână din asta clasică. Prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim. Din nou. Noi din nou ne-am spus părerile complet neavizate. Absolut. Puteți să ne înjurați. Nu ne pasă. Dacă aveți Hyundai, spuneți-ne și voi, Hyundai, Kia, ceva din concertul ăsta. Uh-huh. Spuneți-ne cum se comportă cu voi mașina, dacă a trebuit să schimbați, să faceți tot felul de drumuri pe la reprezentanță, să sperăm că nu. Noi, din câte am auzit, nu e nevoie să faceți chestia asta. Și dacă v-a plăcut videoul nostru, dați-ne un like, dacă nu, e un buton și pentru asta, e fix lângă. Și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, îmi place. Atunci abonați-vă. Nono se pare că vrea mașina pentru el. Da, să mai merg un pic cu ea, îmi place. Indicatoarele lizibile, mari, frumos, îmi place. Super tare. Ai risit totul. Da, da. Ne vedem pe eBlog Auto, da, da. Și ne auzim. Mersi. Pe Pro FM. Sâmbătă, duminică, 8:12. Da? Online, on air. Parcă nu știați. La revedere. Simul, mulțumesc.